Sfântul Apostol Pavel se bucură de o mare notorietate și apreciere în rândul creștinilor, mai cu seamă în rândul teologilor, pentru elocvența scrierilor sale, dar și pentru experiența fabuloasă a convertirii sale. Privind la înălțimea staturii personalității lui Pavel, este posibil să avem o imagine supradimensionată privitor la modul în care el făcea față ispitelor. De fapt, ni s-ar putea părea chiar neispitibil. Această percepție ar putea să ne inducă un simțământ al neputinței și, în consecință, să ne demotiveze în a mai depune vreun efort pentru dezvoltarea noastră spirituală. Totuși, declarații ale apostolului însuși ne ajută să înțelegem că și el a avut de înfruntat provocări și ispitiri, neajunsuri și dorințe rămase neîmplinite, lupte și motive de îndoială. Iată ce spune el despre propria lui experiență spirituală. Și, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Apostolul Pavel să se umfle de mândrie? Iată că el recunoaște că se afla într-un asemenea pericol și constată că dacă Dumnezeu nu îl ajuta cu, atenție, un neajuns supărător prin permanența lui, ar fi căzut în această ispită. Mai mult, răspunsul lui Dumnezeu se referă la slăbiciunile lui Pavel, ceea ce ne face să concluzionăm că, în cele din urmă, Pavel a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și care a avut nevoie permanent de puterea Harului Divin pentru a supraviețui din punct de vedere spiritual. Iată câteva învățături foarte utile nouă ce izvorăsc din această declarație a Apostolului. 1. Uneori, Dumnezeu îngăduie în viața noastră unele neajunsuri pentru a ne feri de rătăciri spirituale grave, cum ar fi mândria. Așa că nu toate greutățile trebuie privite ca blesteme, unele sunt adevărate binecuvântări. 2. Dificultățile din viața noastră, chiar dacă pot fi îngăduite de Dumnezeu, ele sunt lucrarea vrăjmașului. În mod direct, cum a fost cazul lui Iov, sau indirect, toată suferința din lumea noastră, de fapt, are drept cauză păcatul al cărui originator este îngerul răzvrătit, împotrivitorul. 3. Dacă Dumnezeu nu răspunde unei cereri de eliberare dintr-o suferință, nu înseamnă că El nu aude ruga noastră, ci înseamnă că, în perspectivă, ne e mai de folos să nu ne îndeplinească cererea. 4. Indiferent de situația în care ne aflăm la un moment dat, bucurii sau suferințe, reușite sau eșecuri, belșug sau lipsă, trebuie să învățăm să ne bizuim în totalitate pe harul lui Dumnezeu. 5. Slăbiciunile și neajunsurile noastre sunt ocazia cea mai potrivită ca Dumnezeu să își arate slava în viața noastră. Atunci când ne încredem în Dumnezeu și acceptăm calea pe care El ne conduce, chiar și când aceasta ne trece prin încercare, se deschid ferestrele cerului prin care Dumnezeu va turna belșug de bucurie în viața noastră, în ciuda unor dureri care ar putea încă să persiste. Ți se pare că nu ești suficient de în stare din punct de vedere spiritual? Nici Pavel nu a fost. Dar a învățat că poate să se bizuie pe harul lui Dumnezeu. Nimeni, nici măcar Pavel, nu a reușit în plan spiritual fără harul lui Dumnezeu. Iar harul lui Dumnezeu este accesibil oricui, nu numai lui Pavel. Asta mă face să prind nădejde că putem ieși biruitori, deoarece biruința nu ține de puterea noastră, ci de puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața noastră.